Salut, prieteni! Salut, lume bună! Prima persoană o avem în live. Salutare, națiune! Salut la toată lumea! Suntem 4 persoane. Încetșor, încetșor ne adunăm. Of, 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 of. Deci, fraților, haideți să facem din prima minută reposturi ca să conecteze cât mai multe persoane. Salut, Oleg! Fiindcă am foarte multe noutăți pentru voi. Multe chestii care merg. Suntem 48 de persoane, deci este un început bun. Și până a trece la subiectele de astă seară, ieri noi am făcut o pauză, subiecte sunt destul de interesante. O să vorbim despre mai multe lucruri, deci până a trece la temele de astă seară care le-am pregătit eu. Salut Antonina, salut Domnica, salut la toată lumea, salut Angela. Fraților, haideți să începem introducerea. Eu am să o numesc așa. Problema oamenilor în viață este reacția. Simplu, salut Vasilisa. Ce înseamnă reacția? Adică viteza de a reacționa la anumite chestii. De exemplu, când apuci un fir prin care trece tensiunea, când plouă, să-ți pui umbrela, nu să te ploaie ca pe prost, să răcești și prum să duci la spital, înțelegeți? Și așa mai departe. Deci, te îmbolnăvești, în primul rând trebuie să previi. Deci, adică sunt niște chestii legate de instinct. Asta numește reacția organismului la supraviețuire. Cum să supraviețuim? Salut, Alina! Eu am senzația că poporul nostru, deci, a pierdut reacția, deci, adică nu are instinct de supraviețuire. Deci, că eu urmăresc tot ce se întâmplă, da? Și am senzația că goana după altă viață, care mai mult ca sigur că n-ai să o găsești, deci anume o senzație de a alerga pentru un vis, te face ca să treci peste lucruri importante în viață. Și asta e referitor la tot. Educația copiilor, familia, business și așa mai departe, politica, alegeri și toate chestiile. Deci noi, în loc să avem instinct de supraviețuire, noi avem instinct emoțional. Deci noi toate alegerile în viață le facem în principiu, instinctul este emoțional, asta este un instinct care nu are la bază niciun fel de practicitate, de analiză și de gândire. Adică ți-o trăsnit prin cap, ți-o plăcut. Asta cum ți-ai cumpărat niște, nu-ți trebuie încălțăminte, te-ai dus la magazin, te-ai perevăzbudit și ți-ai cumpărat încălțăminte. Uite, așa la noi se întâmplă tot în viața asta. La noi tot este instinct de genul ăsta, înțelegi? Niște reacții care n-au nimic cu viața. Faceți reposturi, băieți. Și eu acum vreau să vă spun, fraților, chiar numai de vreme vorbisem cu cineva și îi spun, măi omule, nu o să schimbi nimic. Și spun de ce. Eu îi spun, zic, uite, hai să spun de ce. El mă întreabă, băi Igor, dar tu pentru ce faci live-urile astea? Și eu îi spun, băi frate, eu scriu două cărți. Acum am să o scriu pe a treia. Am să scriu a treia. Care o să numească, eu caut o denumire așa mai frumoasă, care o să numească ceva de genul ăsta, gloata. Și îi spun, zic, băi omule, trebuie să înțelegi. În societate, oricum, 80% din oameni sunt oameni slabi, oameni nepregătiți. Atâta timp cât oamenii respectivi nu pot fi îndreptați de aici la 20 care sunt normali la cap, dar sunt îndreptați numai de hoți, nu o să schimbe nimic. De atâta noi călcăm prin căldări 30 de ani. Fiindcă la noi apar niște hoți care permanent e o putere de la alți hoți. Și acum noi să discutăm azi mai multe chestii. La noi ce se întâmplă în societate n-are nicio legătură cu logica.
Înțelegeți sau nu? O să vorbim așa despre femeie ce e cu 5 copii și despre... și așa mai departe. Fiindcă o persoană care este... adică sunt niște suspiciuni rezonabile de corupție, măcar că toată lumea știe, Facebook-ul, gazeta Ziarul de Gardă, și așa mai departe. El stă acasă cu braslet. Filat, care una din condițiile ca să fie eliberat din pușcărie, totuși să fie întorși banii care în principiu stau pe sufletul lui. Eu! O femeie cu 5 copii, băieți, nu vreau să analizez. Măcar că eu știu despre ce e vorba. Asta a fost o podstavă concretă de pațani care se ocupă cu asta. Asta ultimele noutăți, ca să știți și voi. E nu a luat bani de la microfinanțare. Istoria e cu mult mai interesantă. Eu a luat pe datorie mașina, chipurile pentru taxi și pe urmă de la pațanii ăștia, care special o băgat-o pe dânsa în capcană, fiindcă cu asta se ocupă, caută proșii în calță, eu am împrumutat 2500 de dolari, băiețul a plătit la procuratură și i s-a creat dosarul ăsta referitor tipa mașenicistvo. Iarăși, eu nu vreau să mă dau în detalii, băieți. Acolo a fost o podstavă ca pentru proști. Nu a fost atentă. Ea este vinovată. Într-adevăr, eu a luat bani, eu a luat mașina, ei era datoare. Că asta a fost o făcătură, o schemă cu care se ocupă băieții șmecheri pe internet, fiindcă eu găsit asta pe 3 de veci, sunt așa pățanași la Moldova, care se ocupă cu încălțatul proștilor. Ei au fost întotdeauna. Aceștia sunt chidași și profesionali care folosesc legile care sunt acum în Moldova. Asta e prima parte, băieți, asta eu nu vreau să discut. Eu au greșit și așa mai departe. Însă, mine și mă distrează în toată istoria asta. Că asta s-a întâmplat încă pe vremea când Dodon era președinte. Deci Dodon când era președinte nu vorbea de grațiere. Ultimele noutăți, Dodon strânge bani. Deci Dodon, care are sute de hectare la Sadova, care a ciordit diosărit papușii. Până și aici, băi, Dodoane, scoate, băi, este 10.000 de euro cu tăt cu șociculi care i-au gruzit-o pe dânsa. De, băi, capusta asta, și-mi tu cu șerut-o cum a scos pe dânsa din pușcării și cu piarul ăsta de șovă. Ați înțeles? Deci Dodon, care când el era președinț, s-a întâmplat tăt hirneaua asta, nu a făcut nimic. Amu el faci piar. De ce? Că dacă el scotie banii din buzunar și-i dădea, asta n-aveți să-i minte nimeni. Dar și el pentru electoratul lui. Și în electoratul lui, tipa sărașii care cred în socialism, în tot felul de hirnea. Adică el, ia uite băi, Dodon s-o puca să facă o înghine și așa mai departe. Asta e prima mâncare de pește. Asta e prima bludă. A doua bludă. Când era Dodon președinte, tete pizdabratea din pas se vozmușe că deși suca Dodon nu grațiază pe madama asta. Scriu pe Facebook postere ăștia din pas, pe fond galben, că noi nu înțelegem cum s-a ajuns în țara asta, cu oamenii, nu știu și, cu 5 copii. Amu, Maia Sandu, să faci că plouă. Deși, băieți, vă spun eu lucrurile astea, ca voi să înțelegeți că diferența între Dodon și Maia Sandu, asta eu pentru proști acum spun, cu oamenii hâtri deja o înțeles. Dar slava Domnului, că din câte văd eu, frigul ajută la proști. Nu degeaba spune Suvorov, noghi v tiple, galava v holodi, ca să lucreze. Eu să înțeleg că de când au aflat proștii despre prețul la gaz, apoi au mai trecut o leacă din dragoste. Din dragoste față de mama nației, care e în sulă de 5 copii. Ați înțeles? Le-au mai trecut o leacă din dragoste la proști. Dar eu sper că într-o lună, două să le treacă cu tăt dragostea. Că trebuie și tâmpit cu tătul. Eu înțeleg, nu vreau să analizez acum cât e divinovată, cum funcționează legea. Băi, dacă l-am văzut pe artistul ăsta care știe la conferința de presă, ne explici și nouă, deși nu poate să facă grățiere. Băi,
Voi îți dați znăcioașii la toți bandiții din țara asta. Lu chitaieți, lu her paimioși cui. Ați scos din pușcării piteți. Pipetic l-ați scos. Pifilat l-ați scos. Băi, o femeie cu 5 copii. Băi, voi loc să-i dați ea mamă, eroină și să faceți toate condițiile pentru viață. Ca ei să nu intre în afiorele astea când ei sclucinoc și eu pus botul. Băi, fraților, eu n-am 5 copii. Fratele meu are 5 copii. Credeți-mă, știu ce înseamnă asta. Cum spunea bratanul, băi, Igor, eu nu trebuie la copiii ni să îmblă cu lingurița și să le spun o linguriță pentru bunica, o linguriță pentru bunielul, o linguriță... Băi, anii când se așează la masă, absolut din numai gălăgie de la lingură. Acolo pe nimeni trebuie să rog să mănânci. Că dacă belești, nu belești ochii, rămâi flământ. Ați înțeles? De atât eu știu ce înseamnă asta, de atât bratanul meu doarme în fură. De atât doarme în fură. Ca să-și ții copiii. Și eu știu ce înseamnă asta. Și poate să știe Maia Sandu. Maia Sandu știe ce înseamnă asta. De unde? De unde? N-are de unde să fie. Maia Sandu știe că ce e mai important, marfă, bogăție, a oricărui țări sunt oamenii. Nu petrolul, nu gazul, nu lemnul, nimic absolut. De ce? Fiindcă omul are așa o chestie că el își crește prețul. Băi, fraților, tot ce s-a întâmplat, chiar dacă femeia s-a încălcat legea, a făcut-o fiindcă nu a avut încotro. Eu a avut. Sau să încalce legea și să duc o bucată de pâine la copii, sau. Ce face guvernarea noastră? De-a lor le-i pohui. De copchii, de oameni, pățanii din pas acum să bagă în scheme. Și am să vă povestesc de mai încolo. Lasă-i ei să patrucească, acum să patrucesc la scheme. Lor le pare că nimeni nu știe despre asta. Băi, așa-s de proști de zgheară. Băi, aiște din pas, așa-s de proști de zgheară. Voi să vedeți ce negocieri duc acolo aiște pățanii șmecheri. Care trebuie să delească cu dânși capusă. Băi, efectiv îți bat joc de dânși. Cum își bateau joc de Dodon, Dodon tot e oaie. Dodon e oaie, băieți, ca voi să știți, asta e oaie. Apoi ieșe din pas, încă sunt mai oi ca Dodon. Băi, tăt Chișinău deja știe în ce scheme să bagă pasul. Te inflă râsul. Înțelegeți, ca voi să înțelegeți cine s-a văzut la putere. Înțelegeți? Care să aibă timp Maia Sandu să facă grațiere la o mamă cu 5 copii? Scopul ei este... Să pui mâna pe tăt vlastiul Moldova cu calișii ăștia din pas. Că acolo sunt niște caliși. Să-și pui tăt vlastiul Moldova. Băi, vă măturăm ca pe niște mâțe nedușite. Băi, voi nu sunteți plahatniu cu armată, cu oameni înarmați. Voi și cu Revenco. O ieșit să o lesă stamate și noi suntem... pregătiți pentru demonstrații. Băi, polițiștii și nu plătesc gazul. Băi, nebunilor. Polițiștii în primul rând împotriva voastră o spornească. Fiindcă voi faceți, băi, voi faceți tot un fel de hierpaimioșie. Corupționeri în procuratură, în ministerul de interne. Băi, voi faceți absolut tot ca să fiți măturați ca niște... Băi, cum să vă spun, că niște microbi, sau cum să vă numesc. Bine, mă înflărisul, cu gazul ăsta, băi, și-s de hâtri, a să-ți trebuie minte ție, băieți, faceți reposturi. Faceți permanent reposturi, puneți like-uri, scriți comentarii, învățați-vă să vă implicați, ca să-mi bag chișorul și n-am să mai ies în live. Și o să votați mai departe și o să-mi plați ca proști. Înțelegeți? Fiindcă la mine, fiindcă eu ies în live, ajunge foarte multe informații cu care eu mă împart cu voi. Băi, învățați-vă, nu plătiți bani, nu vă abonați la Patreon, l-am închis cu ciortăva-i materii.
Nu vă costă nimic. Pe mine mă costă și timp, și energie, adică banii mei. Băi, faceți măcar reposturi, puneți like-uri, scrieți comentarii, implicați-vă cumva, fraților. Nu, nu o să schimbi țara asta fără voi, fără ca să voi să vă implicați. Voi chiar nu înțelegeți. Eu înțeleg vouă, vă interesant circuista, iese Igor, emoțional vorbește, se materiește în primul efirii, îi face pe ăștia de pas în tăti cuvintele, adică cum vreți voi să le spuneți, numai că voi nu, vă, nu vreți, nu aveți unii șiși, aveți, nu știți ce să faceți. Băi băieți, dar voi trebuie cumva să vă implicați. Sau pur și simplu voi vă uitați, primiți plăcere de la cei și fac, spuneți, ok Igor, bravo Igor. Dar eu mă tem să scriu comentarii, eu mă tem să fac reposturi și o să gândească cu mătră mea despre mine și o să gândească nu știu cine despre mine. Băi, fraților, așa nu funcționează. Sau noi schimbăm țara asta când ciortă-vă-i matere și ne implicăm, sau, fiindcă eu vă garantez, ca să înțelegeți voi unii trăimea, că Vasea a făcut apelul ăsta ieri, că să iasă oamenii marți sau când acolo, la ora 12, să o susțină pe femeia asta. Vreți să vă spun o chestie? O să fie mai puțini oameni decât la susținerea lui Stoianoglu. Eu vă garantez. Eu vă garantez, băieți. În susținerea lui Stoianoglu, care are pe capul lui și vreți. El a fost și deputat, drug Platon, nu prea și-a căutat de treabă ăștia 2 ani de zile, nu a făcut nicio brânză și mai departe. Au ieșit mai mulți oameni în susținerea lui. Credeți-mă, o să vedeți că o să iasă iarăși numărând pe de aici. Înțelegeți care e faza? Noi toți suntem spectatori. Băieți! Spectatori fără bilete. Nu merge. Țara nu se schimbă așa. Țara nu se schimbă așa. Voi vreți ca oamenii serioși să bage în politic, să tragă pentru voi? Cine? De ce să bag numai hoți în politică, dar nu să bag băieți serioși? De ce? Fiindcă voi nu vreți. Voi vreți hoți. Voi vreți hrișcă. Voi vreți povești. Tu știi, suca, că n-are de unde să-ți dai 600 de euro pas. Fiindcă nu pas creează locuri de muncă și de salarii. Dar tu votezi că vrei din pot să-ți cadă. Nu, frate, așa nu merge. Așa nu merge. E că uitați-vă cum la bălți. Merge Tauber, faci zarvuri, gruzești puteți. Unde-s oamenii care se iași să-i spui, slăși ты, блядь, конченая. Иди нахер отсюда. Бельцы не для тебя. Unde-s oamenii ăștia? Îmblă хоцы ж фак погода пен цара. Înțelegeți? Unde-s oamenii care se възмущез? Деши, voi numai nu v-ați dus la ăștia care într-adevăr n-au și plăti gazul. Băi, voi fără casă să rămâniți după legile care sunt acum în Moldova. De ce nu v-ați dus să-l întrebați pe Popșoi la Parlament, care sunteți în Chișinău, că acum ești la țară? Eu chiar n-am timp acum să-l întreb pe Popșoi. Băi, dar amu, de ce tu nu ieși la Andrei? Să-l aștept acolo, pragul Parlament, să spun, băi, suco și ești tu, concină. Tu de ce, blea, nu ești amul la Andrei? De ce? E că de atâta cât ați fost cu comuniști, au fost la vlast. E cât și Popșoiu. O venit la vlast. Și el era gata să promit și vreți. Să vă ungă urechile cu ce vre. Numai să ajungă pizdeți emu vașnic. Ați înțeles? Що значит никому выходить? Все уехали. Зайди в любой кабак, в любой бар в Кишиневе и посмотри, сколько там народу. Валентина, не рассказывай мне сказки. Во-первых, практически русскоязычное население не уехало. Практически. Они тоже будут платить за газ. А, может быть, потому что они русские, они гордятся, что они будут платить 11 лей. Это другой вопрос. Поэтому не надо ля-ля. В этой стране до хера народа. Посмотрите выборы. С диаспоры проголосовали только 250 тысяч. Значит, 750 тысяч проголосовало из Молдовы за пас. Пускай эти, блядь, 750 тысяч. Не надо винить диаспору. Потому что основная масса людей проголосовала из Молдовы за пас. Пускай выходят и спрашивают своего попкорна, почему. Между моей партией. Боец, я вам скажу одну вещь. Знаете, что мне нравится?
Băi, băieți, eu mă uit la... Aici vă și ochii de la Moldova acasă. În loc să dă ei marja lor mai mică, să câștige mai puțin, ei încep să dă recomandări că guvernul să dă ajutor și la agenții economici. Voi vă închipuiți, băieți, cam ce ar înseamnă asta? Băi, eu vă spun, băieți, uite, nu vă supărați. Realizările lui Gavriliță, eu e că am ascultat-o pe Gavriliță, da? Realizările ei... A, stați, vă știți că este și duminică, luni o să fie la Londra. Ei vor să iasă cu tezâc pe piața internațională. Moldova o să înceapă să vândă tezâc la Londra. Tezâc, dar pe urmă o să vândă chișet de oi. Deci vă spun eu. Deci Gavriliță deschide birja luni dimineață. Eu așa l-am înțeles... Și au de gând să fac ei la birjă la Londra. Ok, asta e altă mâncare de pește. Ați înțeles? Deci, băieți, voi trebuie să înțelegeți. Tot ce am înțeles eu din programul și realizările lui Gavriliță, eu vorbit numai despre pomenii. Numai despre pomenii. Ei, în perioada electorală, au vorbit despre locuri de muncă. Ei au vorbit în perioada electorală despre că o să ridice salariile. Până la urmă, ei s-au oprit la cea mai ieftină metodă de manipulare, pomenile electorale. Ei se ocupă cu pomenile. Adică, halavă la proști și sărași ca să-i mai votez odată și nu iasă în stradă. Deci, pățanii, gătesc poliția, dă-o la proști să nu moară de foame. Ei așa gândesc că o să fie. Dar ei nu înțeleg că pomana asta lor de 500 de lei nu rezolvă problema la persoană care are salariu, de exemplu, 6, 5-6 mii de lei, că așa e salariul la Chișinău, fraților. La Chișinău salariu mediu 5-6 mii de lei. Tu nu uitați ce vorbesc ei, de 7-8 mii să-ți povești. Înțelegeți? Deci ei vor, cu banii ăștia o să duc pe gaz, dar omul să n-aibă și mânca. Și ei s-o cot că o să-i dea este 500 de lei și omul nu o să iasă la demonstrație. Băieți, și încă o chestie. Eu doar v-am rugat. Băieți, uitați-vă la mine. Eu n-am nevoie de huineaua asta care o fac eu. Asta eu vă spun sincer acum. Eu cu voi vorbesc, v-am rugat ceva. Băieți, nu-mi trimiți. Eu am spus, băieți, puneți, vă rog, pe lenta voastră, pe pagina voastră de Facebook, facturile la gaz din țările unde locuiți. Nu v-am spus să mi-l trimiteți mie în privat. Înțelegeți? Eu nu asta am spus. Băieți, eu de la voi așa de mult cer. Eu și ei spun, trimiteți în 10 euro, 100 de euro, dați-mi 1.500 de euro. Sponsorizați-mă. Băi, fraților, eu vă rog să faceți ceva tot pentru voi. Nu pentru mine. Băi, fraților, la mine tot e ok, nu-i poher cât e gazul, ca vouă să fie clar. Și nu-i poher și la guvernare în Moldova. Eu vă spun acum foarte serios. Nu-i năplevați. Indiferent și nu a fost la guvernare în Moldova, nici probleme n-au să-mi facă niciodată. Fiindcă asta costă foarte scump. Dacă te apuci și faci probleme lui Igor Cujbă, asta te costă tare scump. De-aia cu mine nu se leagă nimeni. Dar ca voi, băieți, când o să ajungeți, după prețul ăsta la gaz, în blana la femeia asta cu 5 copii, o să vă aduceți minte de cuvintele mele. Și să știți că atunci eu am să vă spun, voi vă meritați soarta. Voi vă... Vitalie, hai te rog frumos, șterge pățana Brazovanei, șterge numele, șterge adresa. Hai, nu mă lua cu mine cu ponturi de astea jdănești, înțelegi? Nu mă lua cu ponturi jdănești. Ești pățana Brazovanei, ai calculator, faci copy-paste, descrie, tai, pui, nu te duci capul, o faci la Xerox, o mozolești cu creionul. Hai, vei, nu mă luați cu mine la ponturi de astea. Înțelegi? Eu vă spun cum funcționează. Înțelegi, băieți? Haideți să înțelegem așa.
Credeți-mă, nu o să vă treziți. Cineva pe din voi o să fie următorul padrazdaci. Și atunci și o să începeți să căutați cine se implici pentru voi? Să căutați iar sponsor, Renato Usatăi, Dodon, cine acolo, încă Maia Sandu. Băi băieți, numai în perioada electorală pățanii promit verzi și uscate. După asta lor li pohui de voi. Așa că băieți, dacă voi să zălitiți în perioada asta, când nu sunt alegeri, credeți-mă, și desliniștiți că nimeni nu se implici. Ați înțeles? Simplu! Atâta timp cât nu-i perioada electorală, voi nahăr cui trebuiți. Atunci e perioada mulțului. Pe voi pur și simplu atunci vă mulg. Vouă vă fac buzele și priciosca numai în perioada electorală. Deși vă pregătesc de mult. Atunci voi mai primiți câte o pomană, câte o promisiune, câte un chil de grecică, câte un pupat pe obraz, câte o cuprăstură. Wow, poporul meu, copiii mei! Wow, eu pentru popor, pentru popor! Wow! S-a terminat alegerile. Poporul? Na! Păi, noi, deși nu... Ieșeau ăștia din pas, convenția de la Istanbul. Băi, ca să vedeți, voi cât de fațarnici ăștia din pas. Convenția de la Istanbul pentru drepturile femeilor. Să arătă, să așteptăm drepturilor femeilor, ca să nu mai fiu bătute de bărbați, să nu mai fie înjosite. Babam! Este convenția de la Paris, care clar spune, pentru datorii nimeni nu trebuie să stai la pușcărie. Dar dacă în șeic se răzbirește în dosarul ăsta, o să aflați că e făcătură. Că bățanii au bășlit capustă ca procurorii să o bage la pușcărie pe asta, ca ei am umblu și să laudă, că iau niște mai mulți la care le-au dat capustă. Mai mulți! Și iemu pe și ei îi spare că dacă voi nu o să plătiți cum trebuie, o să faceți pușcărie ca dânsa. Asta e tot schema, pățanii au un business întreg. Că voi să știți, asta e un business întreg. Asta e o schemă, se numește Lahovskaya schemă. Asta pentru loși. Înțelegeți sau nu? Și cel mai interesant, pățanii ăștia au relații în politicieni, în procurori, peste tot, ca și afaceri. Băieți, voi trebuie să știți, în Moldova nimeni nu vinde droguri fără crâșă. În Moldova nimeni nu se ocupă cu mașini furate fără crâșă. În Moldova nimeni nu face scheme cu apartamentele fără crâșă, băieți. Nimeni. Piața este împărțită. Pur și simplu, ei știu pe cine schidănească. Ați înțeles? Pățanii știu pe cine schidănească. Ei nu se bagă peste oameni, serioși. Ei odiște de-al de voi, care scriți acolo lui americanul că îi mrazi, că îi nu știu și, abia că ei pe voi vă grozesc. Pățanii ăștia, cu așa pățani ca americanul, nu se leagă. Că vă știți, americanul l-a opcat, l-a trăsnit odată în cap, i-a rupt gâtul și s-a trăit businessul. Că americanul nu se duce la poliție. Americanul toată viața, problemele lor le-a rezolvat singur. Și cel mai interesant, că în majoritatea cazurilor, oamenii cu care eu am avut probleme, o înțeles din cuvânt. Ei se uită în ochii mei. Eu am niște ochi... niște ochi... Buni. La mine ochi când te uiți, la mimica asta a mea. Eu sunt un om foarte bun la inimă. Și am niște ochi buni. Și când se uită, pe dâns și apucă dragoste față de mine și se rezolvă totul vzăimăi iubire. La noi nu se ajunge la război. Indiferent cu cine am avut discuții, toți mă iubesc, mai ales șmecherii. Serios, e că eu n-am norocul să am război cu șmecherii, că ne așa îmi plac de dânsă. Eu toată viața i-am trăsnit. Toată viața i-am trăsnit. Înțelegeți? Ei cu de mine nu se leagă. Dar de de-al de voi, care n-aveți experiență, care sunteți naivi, voi nu știți ce înseamnă să iei bani, credite. Înțelegeți? Iscăliți fel de fel de acte, de prostii. Și pe urmă răspundeți în fața legii și faceți în băbag și la pușcărie.
Și bah, tu strigai pe internet, I love you, Maia Sandu, I love you, Paz. Bah, ai zălitit. Maia Sandu, legea nu funcționează așa. Și ești copii, pohui. Și las că faci și alte și. Mai sunt și alte proaste cu cinci copii. Se stăie la pușcărie. De acolo luat procurorii bani. Înțelegeți? Da. Băieți. Faceți băieți reposteri. Și haideți să vă spun cum o să fie lucrurile. State, ați văzut? Acum eu am o rugăminte personală. Pe Igor Borfotin îl știu foarte mulți. Și pe Vitalie Perjuncă, care e în Facebook, sunt activiști, civiști și așa mai departe. Oameni care nu au fost niciodată la putere. Igor a fost în pas încă la formarea partidului, dar pe urmă a plecat. Ea costă 50 de euro pe lună în Germania și așa mai departe. Deci băieți, scriți cât e metrajul la casă. Băieți au creat un partid, se numește Partidul Politic Salvarea Națională. Băieți, eu vreau să vă spun, eu am să-i țin pe băieții ăștia. Eu nu cred că am să intru în partidul lor. Ei s-au adresat pe Facebook cine vor să-i ajute să strângă semnători. Eu vă îndrum să-i ajutați pe băieți, nu fac parte din nomenclatură, nu au fost niciodată la guvernare. Eu vă înțeleg că voi v-ați săgălibit deja de partidii. Băieți, în Moldova trebuie un partid care niciodată nu a fost implicat în guvernarea țării. Credeți-mă. Fără oameni, noi, țara nu o să schimbe, băieți. Noi îi schimbăm permanent pe cei vechi cu loc. Deci eu vă rog, eu vă adresez la urmăritorii mei, dacă aveți așa posibilitate, luați legătura cu Igor, cu Vitali, luați legătura, da, doamna Roșanu, iar partid, și care e problema? Iar partid, asta este, băieți au făcut partid, nu vor să lipească la alt partid, care e problema? Deci eu vă spun, care puteți să faci chestia asta? Luați legătura cu dânșii, ajutați-i să strigă semnători. Și gata. Deci asta am vrut, asta e o chestie așa, paralel. Ok? Deci este o rugămintea mea. Ajutați-i, deși nu. Voi ați văzut, Igor se ocupă, e avocat, se ocupă cu problemele cu microfinanțarea. Deși nu. Vdrug. Să vedem ce membru o să fie în partid. Dacă o să fie, sigur că dacă o să fie iar de la... dar eu nu cred că eu îl cunosc pe Vitaliu, cu Vitaliu vorbesc mai mult. Eu nu cred că eu o să accept în partid oameni de ăștia care, de exemplu, cum acum la PAS, tătă mafia lui Filat. La PAS acum am partid tătă mafia lui Filat. Și vreau să vă mai spun încă ceva, băieți. Foarte interesant. S-au făcut atâtea paralele în Facebook. Partidul se numește Partidul Politic Salvarea Națională. Frumoasă denumire. Salvarea Națională. Voi să râdeți, dar noi cam de asta și avem nevoie. Băieți, haideți să facem recapitulare. Eu, da, 100, Ruslan, salut Ruslan, 112 metri pătrat, 150 de... Păi, frate, eu vreau să spun, vrei să spun cât costă, cât costă 100, cât a scoasă în Chișinău 112 metri pătrat? Îți spun eu. Asta sunt două apartamente cu trei camere și cu două camere. Deci în mediu o să fie în jur de 8.000-10.000 de lei. Întrebări mai sunt? E că tot să fie căldura. Poate greșesc, dar fii sigur că vreo 300 de euro. 6.000 asta lehco. Ok. Deci, fraților, uitați-vă ce se întâmplă la noi. Și asta nu-i scuză pentru partidul PAS. Ei nu închid pe nimeni. Pe ăștia care închid, îi țin acasă. Nu cumva să rășească. Victor Lungu. Asta la cine te adresează, mă? Valentin Lungu. Băieți, uitați-vă ce se întâmplă acum. Ca voi să înțelegeți.
soțul lui Greceanu a luat 4 milioane. 4 milioane. Cum se arată istoria asta? De euro. La revedere. Ați înțeles, da? Filat, acolo e vorba de 10 de milioane, vreo 24, pe la urmă s-a coborât la 24 de milioane și el are tipa obligația să întoarcă banii ăștia. Deși nimeni nu-l verifică pe Filat, cum de el fără bani trăiește în căsoiul ăla în care trăiește? În loc șofer, cu mașină și așa mai departe. Cum dracu, băieț? Cum? Cum se întâmplă? Dar știți de ce? Fiindcă la seamă de el are bani puși deoparte. Ați înțeles? Toți procurorii ăștia care au fost cum și stoi în oglu și ăsta secret și ăsta ajutorul lui și așa mai departe. Bine, că mui închis. Care i-a arestat acasă? Și cu femeie cu 5 copii? N-ai chiar spleajă. Ați înțeles? De ce se întâmplă lucrurile astea? Fiindcă noi n-avem instinct și nu avem reacție. Înțelegeți, băieți? Și e că ies eu live și vorbesc, e ok. Ies alt activist și vorbește, e ok. Dar voi trebuie să aveți reacție. Eu văd de câte ori vă spun. Băieți, e foarte simplu să faci distribuiri în toate grupurile voastre. E foarte simplu. Dar trebuie să vrei. Ce faci tu? Te gândești că altcineva o să facă în locul tău. Păi nu te mira de ce trăiești așa. Nu te mira. Dacă tu trăiești rău, îți spun eu de ce trăiești rău. Fiindcă tu nu faci nimic ca să trăiești bine. Simplu. Tu lucruri elementare. Tu visezi să zbori pe Marte. Dar nu faci lucrurile elementare. Înțelegi? De ce? Fiindcă socoți că n-are rost. Apoi ca frate, de tâta politicianul, cum tu socoți că n-are rost, să te lupți. E că și politicianul se gândește, n-are rost să fac ceva pentru dânși, că ești proști oricum o să hăvăiască. De aici se încep toate problemele. Fiindcă că când iese râsuri de astea în Facebook, și că scriu drogatule, dălbaiobule, și mai departe. Și nimeni n-are reacții, ei în continuare asta scriu. Ei, în comparativ cu voi, sunt plătiți. Ei atrăbătuiesc bani. El n-are nici fotografii, n-are nimic. El este din banda lui Laiba. Banda asta de troli din PAS, care scopul lor este să creeze senzația pe Facebook că în Moldova totul este ok, că PAS-ul este parte de treabă și așa mai departe. De ce să faci asta? Ca voi să nu aveți reacții. Ca voi să nu aveți nemulțumiri care să o expuneți. Adică tu să crezi în tine asta. Tu să mori de șude, dar să nu spui. Fiindcă tu ești simți incomod, fiindcă tu vezi. Eu vă înțeleg că voi sunteți chișorcoși mulți. Și voi când vedeți, când scrie Nimraz, te gândi, nu mai fac eu repost, nu mai scriu nici un comentariu bun, ca să mă fac și pe mine Mraz, și o să vadă prietenii mei cum mă fac cu tras, Mraz, și de tot așa trăiești. Tu n-ai reacție. Tu n-ai reacție. Atunci tu nu te mira, băiete, că viața ta e așa. Fiindcă tu n-ai reacție. Tu aștepți că cineva în locul tău o să lupte, o să-ți schimbi viața, o să fac să funcționeze legea, o să iasă la protest, o să scrieze locuri de muncă, dar tu ai să vii de gata când eu o să și crăcănată și ai să bagi numai cu coșelul. Iaca! Băieți, așa nu merge. Așa nu merge. Implic-te, fă tot ce depinde de tine și atunci, posibil, o să ai rezultate și o să te bucuri de viață. Eu copiilor mei întotdeauna le-am spus, faceți tot practic la ideal. Și atunci poate să aveți șansă să aveți succes în viață. Dar dacă ai să faci calea valea, tu n-ai nicio șansă. E că așa trăiesc moldovenii, calea valea. Ei, da și, mai suim marșut, că mai duci pe 3 luni de zile la Germania, la stroică, oi strânge acolo vreo 3.000 de euro, oi vine eu și oi plăti gazul ca prostul, știi? Așa e majoritatea. Înțelegi?
Mă duc și în Italia și trebuie nici să mă văzmușesc. Dar nici îmi trebuie. De ce? Eu te înțeleg. Fiindcă tu te-ai prins cu filat, te-o chidănit. O venit pe omul Dodon Plahotniuc, te-o gruzit. Te-ai prins cu Maia Sandu, că ți-o promis că lupta cu corupția, vremuri bune, că noi numai la poporul să ne gândim, că tot o să facem. Ba-bam, te-o trăsnit. Băi frate, dar eu nu vă spunem în alegeri că vine mafia lui filat la putere. Eu ședeam și mă uitam, eram doar eu cu Maria între aceeași brigadă, așa l-aș partid, da? Pe listele așa l-aș partid. Băi, dacă nu m-ai ajutat Maria Olari oamenii în țara asta, dă-l în mama dracului. Băi, dacă nu m-ai alergat și femeia asta, prin judecăți, ba era la Drochea, ba era la Dondușeni, ba era la Cimișlie. Băi, mii de kilometri, pasta aia la telefonul și ăla o sunau, îi trimite o documente, duce la procuratură. Și vă pare? Vă pare că ăștia care o sunau, o votat-o pe Maria Ora? Nu. Nu. Înțelegeți? Da, păi mie tot așa, Igor, da tu, bravo, noi îți votăm pentru tine. Și? E că eu mă băieți, ca voi să știți, eu ar trebui acum să stau într-o parte și să mă pricălesc. Zic, super. Așa le trebuie dacă-s proști. Numai că este o problemă, băieți. Eu locuiesc în țara asta. Asta prima problemă. Și a doua problemă. Sușilistea nu vă chidănit numai pe voi. Dar mă chidănit și pe mine. Numai că diferența între mine și voi, că eu nu iert. Eu nu iert așa ceva. Pe mine în viața asta nu mă chidănit nimeni. Că voi știți. Dar sușilistea din pas gândesc că îi pot să-l chidănească pe Igor? Nu, băieți, așa nu merge. Voi trebuie când m-ați chidănit, a două zi, cât eram încă cald, să mă îngropați. Altfel, eu am să vă îngrop pe voi. Simplu ca bună ziua. Eu așa chestie nu iert, băieți. Eu nu, fiindcă eu nu sunt prostul satului. Și sunt, eu am tare mulți cunoscuți, prieteni și toți știu foarte bine. Igor așa huinea nu iart. Și gata. De pasul de data asta, o dat-o în bară tare. Fiindcă ei nu pusim pe voi vă chidănit, dar mă chidăniți și pe mine. Asta e nenorocul lor. Că dacă eu nu mă implicam, ia vezi și pofi cum a fost întotdeauna. Când v-au gruzit filat, când v-au gruzit voroni, nu era pohir. Eu mă ocam de business-ul meu, eu aveam capusta mea, treburile mele și nu era tot una cum se comportă barzataua cu prostimea. Dacă vă place să vă gruzească, ei vă gruzeu. Eu de ce să mă bag în business-ul lor? Păi tu ești loc, ai hăvănit, tu-i treaba ta, răzbiriți cât hoceși. Правила рынка. Înțelegeți? Eu-ta singur mă răzbiresc cu chestiile mele. De data asta, eu ne merit pe drăzdaci. Normal că eu nu pot să trec peste asta. Eu tot am cu ce mă ocupa. Și credeți-vă bine, nimeni n-a să mă atingă niciodată. E scump, vă spun, e foarte scump. Foarte scump, pur și simplu. Dar eu nu iert. Numai că, băieți, vă spun încă o chestie. Dacă eu am să văd pasivitatea asta în continuare, dacă voi, în continuare, că am ușor prins facturi de la gaz și în continuare o să hăvăiți cătilele astea, eu vă garantez. Nahir mneta nana. Înțelegeți? Vă place să plecați peste... Ia că uite, Diana a ieșit iar. Diana, dar și ca o stoi aici dacă ții nu-ți place. Ok, Diana iară e fotografii de la live. Asta e live, da. Băieți, hai să terminăm live-ul cu lucruri elementare. Puneți-vă câteva întrebări. Câteva întrebări simple. Cel mai interesant, că întrebările să n-au nimic comun cu țara, cu viața, cu oamenii din prejur. Puneți-vă întrebări vouă. Salut, Leo. Tu, totuși, ai în plan să trăiești în țara asta sau vrei să pleci? Asta prima întrebare. Nu mai ia în calcul câți ani ai. Dacă ai 25 de ani, frate, eu îți spun, rupe din gară. În primul rând, ai să devii alt om. Nu contează că ai să te duci la stroi, cu unde ai să te duci. Du-te ca să înveți să lucrezi.
Dar dacă ai 45, băi, e târziu. Ai să duci, ai să lăși sănătatea care ți-o mai rămas, că acolo pur și simplu năsiluit. Ai să lăși sănătatea, ai să întoarci acasă să mori. Tu ești, este nevariant. De ce îi puneți întrebarea? Tu vrei să rămâi aici sau vrei să rugi din gara? A doua întrebare. Tu te gândești că cineva o să schimbi ceva în locul tău sau tu ești gata să te implici? La tine, adică tu te-ai maturizat și înțelegi că viața ta depinde în primul loc de tine, dar nu de Maia Sandu și de Pas. Diana, ascultă-mă bine atent. De câte ori am să te văd pe, la mine în live, de atâta ori am spun, nu de Pas, dar am spun de Pidarașă din Pas. Eu v-am spus încă o dată, cu cât mai mult o să ieșiți la mine, deci Diana, spun încă o dată, Pidarașă din Pas, Pidarasul de Laiba. Uite, la fiecare comentariu de tău, Pidarașă din Pas, Pidarașul de Laiba. Voi tăi sunteți Pidarașă în Pas. E că de câte ori ați văd comentarii negativi, de atâtea ori ați vorbesc murdar despre Pas. Asta pentru troli. Și gata. Simplu. De ce e, Diana, liniștește sau în continuare îți place cuvântul Pidarașă din Pas, partid de Pidaraș? Nici o problemă. E că de câte ori am să văd vreun troll de ăsta comentarii negativ la adresa mea, nici o problemă. Vă place? Hăpăniți pățanii. Hăpăniți pățanii. Dar vă și vă pare, că mă joc cu voi, zici. De ce e, băieți, că Pidarașă din Pas, partidul de Pidaraș din Pas, să nu vă grozească, ascultați ce vă spun eu. Deci răspundeți la întrebări. Că eu am început să vorbesc civilizat, dar eu doar am promis, Diana, sunteți un partid de Pidaraș, îți mai spun o dată. E că de câte ori ai să apar de te ori am să spun, dacă primești plăcere, nicio problemă. Nicio problemă, eu pot să repet cuvintele astea. Deci mergem mai departe. Deci răspundeți la întrebările astea. Dacă totuși te vezi în țara asta, atunci implică-te. Nu trebuie să stai și să aștepți că o să vină nu știu cine la putere și o să-ți schimbi viața. De ce? Fiindcă voi sunteți veriga slabă ăștia care gândiți așa. Fiindcă acerit noi scazășnic care vine și îți povestește anecdoate, tu pui botul și îl votezi. Simplu ca bună ziua. Înțelegeți? De ce e, fraților? Eu sper că cu următoarea factură, cantitatea de oameni care să fie leacă mai atenți la ceea ce se întâmplă în țara asta și cine conduce lumea, la noi o să fie mai mulți. Și data viitoare, voi să fiți mai atenți. Băieți, până nu o să ne trezim noi, Diana, iar vrei să-ți spun despre Pidarașă din Pas? Băi, nu-mi povesti tu ni anecdoate, că nu este nici o cerere de intrare, fătut soarele măte de nici nu știu cum să te numesc. Înțelegeți? Deci e băieți, ori reacționăm, ori ioc. Nu vă plângeți. Strângeți geanta, căutați cunoștință, rupeți-o din gard. Lăsați bunie, părinții, luați vadiu de la dânș. Și vse, lasă trăiască aici pățani șmecheri. Simplu ca bună ziua. Ion, n-am cere de intrare, frate, că dacă era cere de intrare, eu te acceptam. Eu mă gândesc pur și simplu... Băieți, nu, eu nu am probleme, te acceptam și pe tine și pe asta de, înțelegeți, de ce? Adică, e tot una, băieți, trebuie să ia sfârșit în live. Fraților, treziți-vă. Treziți-vă că nu-i bine. Serios vă spun.
Treziți-vă că nu o să fie nimic. Băi, dacă nu o să vă facă ei, nu o să aveți voi clicuha asta tăți din pas, vă spun eu, voi nu vă dați seama cât de rău de se leagă de oameni, băi, voi să deveniți așa de controversați, că voi nu o să aveți nimeni nume acolo în pas. De voi să râde toată lumea. Am râd de Dodon, râd de Șor de voi și așa mai departe. Mi-a plăcut cum Olesia Stamati vorbea despre Viorel Morari la tot la 4-4. E doar nu a spus că ăsta n-are nicio șansă, doar să știi foarte bine ce a fost implicat el. Ca să înțelegeți cât e de sincer, cât e de mare prostie omenească. Așa cum voi știți că eu tare țin la Olesia Stamati, dar fraza asta arată cât de mare e prostie omenească, să spui tu că el are de rezolvat problema respectivă. Adică tu îi spui lui Viorel Morari și să plătească pe șeie care îi duc dosarele, ca echipul să-i închid dosarele. Nu știm noi chestia asta cum a fost pe vremea lui Plăhătniuc. Dar ce facem noi cu partea morală din societate? Sunt o grămadă de oameni care au suferit. Mi-e interesant de ce oamenii ăștia nu ies și nu vorbesc despre asta. Asta e altă mâncare de pește. Fiindcă atâtea jertfe are Viorel Morari, dar nu văd nimeni să iasă, să vorbească, să spună, să-l dea în judecată. Înțelegeți? De ce asta arată societatea noastră? Așa că, băieți, băieți, eu nu știu dacă pasul să ajungă în primăvară, fiindcă, în primul rând, deja lumea pe la colțuri, oamenii care au susținut pe dânșa, eu nu pot, voi trebuie să înțelegeți, nu pot să dau toată informația care ajunge la mine. Și vă spun de ce, nu vreau să-i podstavlesc. Dar deja oameni foarte serioși, care i-au susținut, care au fost foarte activi, voi credeți-mă, cuvintele care eu așa îi numesc pe pasă, apă de ploaie, cum îi numesc ei în privat. Și voi mulți dintre ei cunoașteți. Deja mulți băieți care sunt în pas, membri de partid, deja vor splici de colo, fiindcă ei au văzut cine se promovează și cum se împart funcțiile. Băieți de treabă, pe mulți dintre ei voi tot îi cunoașteți. Eu nu pot să vă dau toate chestiile astea, fiindcă nu-i timp. Nu mă dau șmecher acum, pur și simplu trebuie să înțelegeți că eu să dau o informație, trebuie să am acceptul oamenilor. Asta sunt lucruri care îți vorbesc în privat. Nu e vorba de altceva. Deci eu pur și simplu vă spun ca să înțelegeți că corabia asta are o prăboină mare, mare de tot. Înțelegeți? Mai ales că am deja o să înceapă, mă, să vedeți într-o săptămână, două, să înceapă să vorbească despre schemele, unii proști ești, vă spun că nu să auziți, o să vă îmblă râsul. Eu numai nu știu cine primul o să buhnească. Usată-i? Că el o dat de înțeles. Sau altcineva care eu nu pot să-i spun numele acum. Că tot o spus că în viitorul apropiat o să vorbească. Mi-e interesant cine, că dacă o să iasă primul Usată să vorbească despre schemele pasului, voi să vă pișesc pe voi. Usată știe să povestească anecdoate. Dar acum merge, că ești proști, băieți, ești chiar... Voi trebuie să înțelegeți ca să furi sau să te bagi în scheme, tu trebuie să fii șmecher, trebuie să ai minte. Dar când tu ești prost, când tu ai fost șestiorc toată viața și ți-ai tocicat acum o schemă în cap, tu nu știi ce să faci cu dânsa. Să înșepi șubii la femeie, șerșei cu briliante, mașini. Pățanii vor deja, unii caută Bentley să-și cumpere. Ei, băieți, vă spun, vă pișez de râs. Voi când o să aflați istoriile astea, voi să vă pișez de râs pur și simplu, ca să înțelegi și prostalani acolo sunt. Sunt acolo vreo doi artiști care... Ei casesc stare om, este unul pare Chiriac, îl cheamă, și avocat nu și-a fost el acum, el e mare pereț în pas, el e din brigada lui Bolea, Bolea l-a adus, ăsta cu grădinarul, ăștia tăți. Băi băieți, eu vă spun serios, băi, Chiriac ăsta, eu nu știu, el când era mititel, căleasca era fără fund, înțelegi? Și maică-sa de câte ori îl pune în căleasca, el chica jos în cap. Da, casești! Da, o faci pe inteligentul și pe deșteptul de ți-o ofelesc urechile. El are nu și strelcă, nu și strelcă, îl faci. Băi, așa m-aș duce la strelcă cu dânsul, dar eu nu pot, băi, ți-am uios la țară și cu Rustam azi am vorbit cu emisiune, zic, Rustam, nu pot. Până nu termin livada, nu pot.
Dar și m-aș duce, m-aș programa și eu la o întrevedere cu Chiriaca ăsta la Chișinău, să mă duc să-l întreb, băi, tu ești ahotnic, bleați? Sau tu ești, bleați, pedagog? Înțelegeți? Voi vă spun, băieți, voi nu vă dați seama, dar e nebunii ăștia ușit de economie. Plus, cel mai interesant, că aceștia erau hâtre. La negocierile astea, unde era vorba de scheme și așa mai departe, se făcea prin alte persoane. Nu-ți băgau ei direct, al de Chiforciuc și așa mai departe. Voi doar ați văzut. Ăștia erau băieți deștepți. Dar ăștia așa de flămânți și așa de tare au visat la tăta asta, că ei n-a primul imer, deși ei se gândesc că au 63 de mandate, procurorul al lor, și chiar dacă cineva o să îndrăznească să arăte toate astea zapisurile, toate nebuniile astea, apii tipa pe lebum o să iasă uscați din apă. Voi, fraților, nu merge. Voi așa sunteți acum, urmăriți. Voi nu vă dați seama. Și când o să iasă toate astea la iveală, voi să rămâneți cu gura cascată. Și după ce o să pleci pasul, voi să ședeți, o să ședeți nu ca să luați vziatcă, dar o să ședeți cu niște ca anume organizovană preступна grupировка. Dar asta e cu totul altă statia. Fiindcă asta o să arăte dintr-o parte ca o grupă organizată care creează scheme. De-ată, băieți, răbdați-o leacă încă o lună de zile și să vedeți când o să înceapă buboiul ăsta să spargă. Și atunci o să vedeți, mulți din pas, băieți, de treabă, o să rămâi cu gura căscată când o să vadă cine-i conduși. Eu numai nu știu, Maia Sandu, știi despre asta? Sisu, știi despre asta? Sau ei, într-adevăr, n-au idee? Că te și vorbim noi despre alcoolișii din Sisu, cu niște alcoolișii. Și asta e Sisu. Sisu e numai pentru chinouri. Să fac show-uri, să duc acolo, să înțeleg, să fac pățtevele astea cu busuri, cu contrabas, cu tipa s-o apucat de lucru. Băi, băi, nu nici nu știți ce țârc e aici. Țârc, țârc, țârc! Înțelegeți? Așa că puțin răbdare, băieți. Băi, mai bine să fiu un balabol mare decât pidaraz din pas. Gata, am ești mulțumit. Ți-am spus, fiecare postare o să fie reacția mea numai așa. Ca să țină post dormi noaptea de prost și ești, înțelegi? E ca așa-mi bătaie de joc, am să-ți spun. Ca să nu poți dormi noaptea. Da. Nu știu, fraților. Nu știu, dar problema este în societatea noastră. Vă spun așa, ca să știți sigur. Problema este în societatea noastră. Ei ne fură, fiindcă noi le permitem. Fiindcă că așa s-au pus niște artiști ca aici pe Facebook, alți artiști la televiziuni, tipa Mariana Rață. Că Mariana Rață v-a spus, astăzi se împlinește, nu știu, din 7 ani, de când a fost prima schemă în furtul miliardului. Da, Mariana Rață, dar cheamă-l pe spânul și întreabă-l, băi, spânul, băi, cum ai filat, ai omutit atâta zdelca asta? Eu înțeleg că Plahotniuc o strâns pe urmă capusta de la tăzi, dar pe cine a făcut zdelca? Nu fi lat cu șor. Vă doar știți foarte bine de unde zdelca asta s-a început. Păi de ce atunci, doamna Mariana, nu cheni să vorbești? Băi, și cu miliardul și ala care strâga Maia Sandu, strâga Natasha Morar, strâgai tu la alegeri, ne băgai nou fițuica și ei cu miliard. Păi până la urmă, cine Mariana Rață e vinovat? Cine-i vinovat? Că miliardul nu s-a găsit. Doar cine mui la putere? Cine întreg tu? Pe mine mă întreg. Sau ei aduce aminte că au trecut 7 ani și eu n-am găsit miliardul. Păi eu fost la tine o grămadă de pidaraș din pas la emisiuni. De ce nu îi întreg? Eu fost spânul și nu a fost acolo. Permanent câte mortășiunile astea le chem la televizor. Și nu îi întreg? Băi băieți, și cu miliardul și ala în pizda măsă de ghețuș. Și nu intri ei. Când ai scris postarea și ei pe Facebook, doamna Raț, cine i-a întrebat? Pe mine?
Sau e ca pe Rodica, sau pe Vasilică, pe cine? Ai doar, tu a fost Maia Sandu, deodată când v-a trăsnit în gât morari. Și n-ai întrebat-o pe Maia Sandu? Doamna Maia Sandu! A, că Maia Sandu îți răspunde că e nu-i la curent, că e nu știu și e? Văd că nu trebuie să trăsnească încât stoi în locul repede o găsit soluții. Păi las că s-a soluții, e doar singur. Când încă nu era la putere, nu era nici președinte și nici nu știu și e, sau de deja președinte, apoi avea o întrebare atunci la Filat. Unde-s banii? Am umplea de când spânui ministru, tot pizda brate asta sunt acealiși de la PAS. Văd că de nimeni nu întreabă Filat unde-s banii. Sau eu, băi, ceva greșesc, poate. Văd că voi vorbiți de Landromat, de Platon. Băi, Platon i-a gruzit pe ruș. Așa am înțeles eu, că voi alte chestii pe Dadon, pe Platon n-aveți. Voi n-aveți altceva. Voi aveți pe Platon Landromatul. Ok, dar el i-a gruzit pe ruș. Dar Filat i-a gruzit pe moldoveni. Că Platon când i-a gruzit pe ruș cu Landromatul, i-a mulți de bani, s-au împărțit cu banii Moldova la tăi judecătorii voștri care am o sub crâșa voastră, care au cheltuit banii Moldova, PNDS, au făcut casă, deci măcar ceva în avară a fost pentru moldoveni. Băi, dacă Filat, Cușor, au făcut schema asta, au pornit-o ei. De ce nu-l întrebați pe Filat, Cușor, pe Filat, unii miliardul? De ce voi mult v-ați luat numai de Platon? Că Platon trebuie să stai la pușcărie, paneană! Dar de ce nu vă luați voi și de Filat? El e pe lua, văd că nu fugi. Sau vă pare că dacă i-ați luat ofișorul acolo 300.000 de fani și înseamnă că gata, Filatul a întors datorie sau și. Păi, primul care trebuie băgat la pușcărie nu e Platon, băieți. Platon e copil mic pe lângă Filat. Asta nu Platon, dar Dodon. Dodon e detski sat pe lângă Filat. Primul om în țara asta care trebuie băgat la pușcărie, asta e Vlad Filat. Înțelegi? Dodon trebuie băgat la pușcărie. Mai mult politic. Mai mult politic decât financiar. Pentru imagini. Dar Filat, pe bunii, trebuie băgat la pușcărie. Asta vă spun eu. Și faci fasul. Nu-i doare cap? N-are treabă. N-are treabă. Văd că nimeni nu-l întreabă pe Filat. Leancă? Dar Leancă din și brigadă? Nene, Leancă de-a cui? De-a neu sau și? Nu tot e din brigada lui Filat? Hai vei, fraților. Uf. Băi băieți, eu vă spun sincer. Eu vreau să văd. Eu am să fiu sincer cu voi. Eu vreau să văd care e mișcarea vântului. Dar eu vă spun una, băieți. Dacă o să vie băieți serioși la putere, băieți serioși, eu am să mă implic în politică. Dacă eu am să văd băieți care într-adevăr vor să-i trăsnească. Băieți, mine, economia, asta e apă de ploaie. Economia se construiește într-un an. Spui în fundamentul și funcționează. Economia, într-un an de zile, tu pui fundamentul și începi să funcționează. Simplu! Simplu! Dar eu știu una. Eu e ca aș veni în politică, anume ca să-i trăsnesc pe toate sușile astea care au sărășit un popor întreg. Începând de la Lucinski. Trebuie în toți câniște care au fost miniștri, subministri, al de Sturza, al de Filat, al de tăieți voi care au fost la putere, confiscat tăt cu ciortăvă imate și băgat la pușcărie. Și confiscat tăt cuvântul familiei, vă spune ceva? Tăt, frate, mamă, tată, tăt. Ca să-i faci nișie, să și din spișina lui să suferi tot neamul lui. Și că așa o să termine corupția în Moldova. Până n-ai să faci așa, că din pșină la om să suferi toți apropiații lui, corupția nu o să termine. Eu îmi bag chișorul în chestii de astea, Filat la pușcărie, Dangelica
barzeiește pe capusta lui Filat. Platon la pușcărie, dar femeie să încheie acolo pe polnei programe. Nihera. Confiscat tet. Confiscat și permanent urmărit. Aha, tu ai fost femeia lui Filat? Suca într-o leibă să-i simești toată viața. Ați înțeles? E ca așa. E ca atunci termină corupția. Dar așa și, femeia l-a împachetat, l-a trimis la pușcărie, i-a rămas șubile, mașinile, capusta, conturile în bancă, femeia se distrează pe polnei programe, când bărbatul la pușcărie. Nihera, confiscat tet. Și ea că atunci o să termine corupția. Înțelegeți? Dar la noi și tet și am ușa că da domnul arestează. Și tet, confiscat tet, de la măsă, de la tațu, de la nevastă, de la fratele lui nevastă, tet! Păi, lumea nu știe, băi, era ăsta lui Morar, era unul blanc caloș pe Dondușeni. Și el e un mare businessman. Păi și lumea nu știe, pe și bani făcut el bani. Pe și bani el s-au ridicat. Păi, asta țara asta, băi, tețe-ți știu unul cu altul. Ziarul nu știu care, nu știu și secretul, a aflat că la Brăviceni, că ăsta, cum o cheamă, are nu știu și business. Păi asta știe tot Brăviceniu cu Ibizusul, băi. Cum și aici la Dondușeni, tot știu cu ismoriștile. A, că el e piacte nu scris acuiz. Dar tot în țară, în satul ăsta, e ca un șed moriștile aici la, la Dondușeni. Pe primul om din stradă întâlnește, băi, cu ismoriștile ăstea. Și-a spui. Și voi îmi povestesc mie că nu știi cine și-o mutit. Dar știți cel mai strașnic? E cam vă spun. Azi mai că mi-e scap cuvântul ăsta. Și îmi spune, tu știi? Apoi eu cred că unica șansă ca țara asta să schimbe și într-adevăr să-i văd la pușcărie pe tăța ăștia, apoi usată. Și eu mă uit la maică mea și zic, mamă, dar toată lumea vorbește de usată, că el e bandit, că el nu știu ce. Apoi știi ce-o spune maică mea? O zic, băi, Igor, apoi cred că numai un bandit poate pe bune să-i închidă pe restul bandiților. O zic că altfel nu se mai schimbă nică în țara. Și că așa, asta om care a votat pentru PAS, maică mea. Dar o sună pe Maia Sandu, Gavriliț. Ca să înțelegeți PAS, ce ați făcut voi într-o sută de zile? Când deja sunt sănătorii voștri, zic că maghinii votau pe altcineva și că o să voteze pe altcineva. Cu părere de rău. Dar voi îmblați cu trolii prin Facebook, cu variante. Andrei Igăriuc spune drept, ai băut? Vezi la un moment politician. Ei, dar rășit, nu, tot e în regulă, băieți. O leac s-o obosit. V-am spus că eu am amu. Acum ai dau bătaie cu tăiem livada. Fraților, asta am vrut să vă spun. Asta am vrut să vă spun și fiți atenți cu gazul ăsta, mama dracu, băieți, economisiți, eu nu știu, puneți la minimum când plecați de acasă. Mai ales v-ați uitat, facturile se deja îi gruzesc pe toți, deja au pus special cubătură mai mică pe luna trecut ca să vă încarci. Fiți atenți, uitați-vă și vă scris în factură. Băieți, vă încarcă toți. Fiți atenți, băieți, ca să vă scoată din casă. Înțelegeți? Fiți atenți, o să vă scoată din casă, băieți. Nu glumiți cu gazul ăsta, că nu o să vii facturile să vă ridici ochii plin pe orbit. O să vă iasă ochii din orbit. Doamne, eu când mă uit câteodată, mă uit ca Zinaida de asta care scrie și de asta scrie
când mă uit la omul ăsta cum vorbește, vine să vomit. Zinaida, eu că am uitat profilul tău cum tu arăți, tu ești ca dracu. Ești ca dracu. Pur și simplu, dacă e o vacă și îi faci, îi diseni fața, arată mai bine ca tine. Vorbesc serios. Tu arăți ca o vacă cărscuită. Și tu spui că ți vine să vomiți când tu ești la mine. Eu când mă uit la tine profilul, chiar am că eu studiez trolii ăștia. Și e chiar e om viu, adică asta nu e troll. Și cum uitat însă zic, Doamne Dumnezeule, cât complex are femeia asta. Zic, băi, e dacă săracă nimeni la dânsa nu sute ca la femeie. E săracă, caută măcar să provoa și un bărbat să-mi acorde atenție, să-mi spună ceva, înțelegi? Și iese că așa pe live și-a să ia, îi scrie la unul, scrie la altul, așteaptă că cineva o să iei în serios. Băi, Zina, du-te, băi, și slăgește măcar vreo 20-50 de kilograme. Eu înțeleg că tu ești bolnavă, dar în conțlagerile nemțești nimeni nu erau grași. Înseamnă că ești proastă, nu ești bolnavă. Ești cumva, lecuiești, nu mai crapa atâta. Fântă-i față de femeie și pe urmă noi stau să uite bărbață la tine ca la femeie și vii tu și vomiți. Atunci du-te la tine cum arăți întâi înainte de a vomita, înțelegi? Eu vă spun că eu îi studiez băieții, că îi mut la dânsă, sunt niște... Băi, tu uiți la estetica lor, care că mulți sunt cu florișele, știți acum, Diana și ieși cu florișele și e pălită de tren. Dar sunt mulți care sunt oameni vii. Băi, dacă te uiți la estetica lor și cum arată, arată ca dracu. Majoritatea, dacă e mujic, apare lângă dânsul, tot așa din stilul ăsta, prășai день, живем только ночью, că dacă ești cu una de asta ziua în stradă, spare lumea. Abia ca ăștia tot așa, ei tot sunt complexați, că îți dai seama să stai cu așa un crocodil lângă tine. El tot de viață a visat la nu știu și șede cu un crocodil de ăsta lângă dânsa și el săracul e complexat și el este tot în Facebook să mai scrie acolo, să mai dă important. Eu vă spun, ăștia sunt toți oameni năcăjiți. Majoritatea care iese și scriu comentariile este eu când intru la dânsă pe pagină și când mă uit, sunt năcăjiți, adică se vede după dânsul că el are mari probleme, adică e dracu închișoare. Așa că, băieți, haideți să închidem toată erotica asta, că nu, eu vă spun, n-are rost. Băieți, totul se schimbă în viața asta. Nu, eu vă spun serios. Problema nu este ce-a fost. Nu-i vorba de asta. Problema este cum reacționăm noi. Înțelegeți? Noi trebuie să ne învățăm pur și simplu să reacționăm. Dar noi nu reacționăm. Noi suntem înghețați. Complexul ăsta moldovenesc stași, sânghiți și suferi. Și de asta îți folosesc, băieți. Așa e problema noastră. Și eu sper că voi o să vă învățați să reacționați. O să fiți mai activi. Voi vă bucurați că Vasie, șef, zdușie, filma, alerga, băieți. Nu așa funcționează societatea când trei oameni în cruci și fac gălăgie. Trebuie toată societatea să reacționeze. Înțelegeți? Bine, băieți. Ne auzim săptămâna viitoare, să vedem. O să ne vedem miercuri, că mai devreme nu cred. O să facem spăcone noci miercuri. Hătea nebuni ăștia, în tătă ziua surpriz, spun. Gavriliți, băi, Islau... Băi, nu cum poți să te lauzi cu asta? Nu cum, bleaha muha, că ai să deschizi birja la Londra? Băi, eu înțeleg să ai niște acțiuni a companiilor moldovenești care tipă au ieșit la bursa din Londra, înțelegeți? Că să fie ziua Moldovei. Asta fix așa cum ai face la Ciucce ziua Jinului. Înțelegeți? E că cam asta face Gavrilița acum la Londra. Ziua Moldovei care n-are nici o companie care să aibă acțiuni la bursa din Londra. Nu mai că asta și înseamnă. E că, voi trebuie să înțelegeți că prim-ministru, ce trebuie să facă el? Ei trebuie non-stop să rezolvi problemele actuale care sunt în țară sau posibile probleme care pot să apară. Ei de tăși odată în bară cu gazul, fiindcă ei nu au rezolvat o problemă posibilă care poate să apară. Dar ei fac... Maia s-a dus la Paris la hrănit hulughi pășe. Da. Gavriliță se duce la Londra să deschide bursa să vândă tizic. Spânul o închet contract cu indienii.
cu indieni. Și acolo sunt multe întrebări, vă spun eu. Sunt tare multe întrebări la contract și cu indieni. Da, asta așa între noi fetele. Și toți fericiți. Toți fericiți. Băieți, nimeni nu se schimbe viața voastră dacă voi nu o să vă implicați. O seară bună și weekend plăcut. Nu vă supărați pe mine, fiindcă eu folosesc cuvintele care le folosesc. Pur și simplu, scătinele astea, alte cuvinte nu înțeleg. Și eu sunt pus în postură să vorbesc în halul ăsta fără de hal. Că altfel, scătinele astea nu le pui la punct. Să fie clar. Și permanent de câte ori o să apare pe Facebook și o să încerce să mă influențeze pe mine, de atâta ori eu am să-mi bat joc de dâns. Eu, la început, îi criticam civilizat. Încercam să-l dau de înțeles unde greșesc. Ei și-au pus trole pe mine, înseamnă că eu trebuie să-i pigărăsesc. Ori ei o să dispară și eu am să vorbesc civilizat. Au să apară, am să-i cazlesc. Simplu ca bună ziua. De atâta, fraților, vă doresc un weekend plăcut. Scuzați-mi vocabularul murdar, că altfel nu poate fi numit. Eu nu vorbesc așa, băi. Și voi ați văzut o grămadă de life-uri și știți foarte bine cum pot să vorbesc eu. Dar cu părere de rău, scătinele este altă limbă, nu înțeleg. Așa că eu cu scătinele mă comport ca cu scătine. Dar cu oamenii civilizat, eu vorbesc civilizat. M-ați înțeles? Așa că nu vă supărați pe mine. Voi să vă convingeți că bă, m-ați văzut și la dezbatere, m-ați văzut și la emisiune și așa mai departe. Dar suntem în perioada de război, deși ei încearcă să mă veți pe mine minte. Nu, să vedem și nu să înveți. O seară bună, weekend plăcut. Bye. Hai noroc, băieți!